Proiectul privind majorarea tarifului pentru transportul public din capitală de la 2 la 6 lei va fi examinat joi la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Unii locuitori ai capitalei, dar și aleși locali, nu susțin majorarea. Totuși, primarul general Ion Ceban a anunțat astăzi la o conferință de presă că prețul real al unei călătorii cu autobusul și troleibusul depășește tariful propus de primăria. Potrivit proiectului care urmează să fie examinat, costul unei călătorii ar urma să fie de 6 lei. Primarul susține însă că prețul real al unei călătorii cu troleibusul și cu autobusul ar fi mai mare. Prețul real, sine costul, pentru troleibus este de 7,40, 7,40 lei, iar pentru autobuz în raza orașului 19 lei. Adică de aproape 7 ori mai mult. Edilul a explicat și de ce este necesară majorarea. Îmi asum de plin această decizie, care pare a nu fi foarte populară, dar la această etapă una strict necesară pentru dezvoltarea transportului public din Chișinău și evitarea ducerii în faliment a parcului urban de autobuze, dar și regii transport electric. Anterior, purtătorul de cuvânt al regiei transport electric, Felicia Rusu, a declarat pentru TV6 că în acest an cheltuielile pentru curent vor constitui circa 93 de milioane de lei, cu 26,5 milioane mai mult decât anul trecut. Iar ofițerul de presă al Direcției Municipale Transport, Veronica Baltag, a spus că parcul urban de autobuse acumulează pierderi de aproximativ 17 lei pentru o călătorie per pasager. Ea ne-a explicat că, din cauza scumpirii carburanților, tariful pentru un kilometru parcurs este de peste 38 de lei, față de peste 26 de lei stabilit anterior. Am încercat să aflăm dacă proiectul va fi susținut de CMC. Majorare necesită. Prețul de 6 lei este unul nu întocmai pentru chișinăuieni, fiindcă chișinăuienii vor beneficia de abonamente. Și dacă o să luăm în abonament, prețul va fi mult mai mic. Noi nu votăm. În formula care acum este proiect de decizie prezentat, partidul SOR nu este gata să voteze. Metodologia nu este totuși clară, transparentă și nu e în considerare, cum am spus, interesele a locuitorului municipiului Chișinău. Fracțiunea PAS consideră că noi nu putem să discutăm acest subiect atâta timp cât noi nu avem desfășurat un audit funcțional și financiar la întreprinderile PUA și RTEC. Noi vrem să vedem standardele de care noi ne fac referire, aceste standarde de calitate în orașul nostru. L-am sunat și pe vicepreședintele PSRM din CMC, Dinari Cojucari, care a menționat că se va expune doar în cadrul ședinței municipale. Decizia i-a nemulțumit și pe unii chișinăuieni. Gândim că nu o să ne descurcăm. Lumea se revolte. Minimum măcar 4 lei să fie, minimum, din fața de azi, cum prețurile de azi, minim, și 4 lei. Normal, dar 6 e foarte scump. 6 lei este foarte scump. Autoritățile noastre spun că la noi transportul cel mai ieftin în Europa, dar la să compari salariile și pensiile în Europa și în Moldova. Salariul din Republica Moldova e prea mult. Potrivit lui Ion Ceban, după majorarea tarifului, 200.000 de pensionari și 40.000 de școlari până în clasa 5-a vor beneficia de abonamente speciale și vor călători gratuit. Edilul a mai menționat că încă 18 categorii de persoane, inclusiv cele vulnerabile, nu vor achita pentru transportul public municipal.